Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul te vede. În această după-amiază vorbim despre festivaluri. Ei bine, festival după festival, începem cu unul care încă n-a început și continuăm cu unul care este în plină desfășurare. Așa se întâmplă la noi lucrurile. Vorbim astăzi despre festivalul Iași Dansează, care va fi la prima ediție în acest an și se organiza de către Casa de Cultură a Studenților, un festival național despre care vom afla toate detaliile în minutele care urmează și vom continua în cea de-a doua parte a ediției de astăzi cu câteva momente surprinse aseară, momente de bucurie, momente de fericire, momente de emoție, de ce nu, surprinse aseară în cadrul galei de deschidere a festivalului Seriile Filmului Românesc, care se află la cea de-a 10-a ediție, dar cu siguranță vor vorbi invitații pentru și vor spune tot ceea ce este necesar să aflați despre SFR și despre ceea ce se întâmplă zilele astea prin Iași. Spuneam că vorbim în prima parte a ediției de astăzi despre Iași Dansează și cu cine puteam să vorbim, dacă nu cu organizatorii. Ei bine, avem lângă noi doi dintre organizatori, poate cei mai importanți, pentru că, spun așa, în ordinea numerelor de pe tricou, da? Bogdan Cruceanu, director Casa de Cultură a Studenților din Iași, urăm bun revenit în platoul Iașul. Bine, te-am regăsit. Și Adrian Ștefan, director Festival Iași Dansează, un festival pe care sperăm să-l vedem cât de curând la cea de-a 10-a ediție, adică peste vreo 10 ani, nu? Să fie ca SFR-ul. Bună ziua și bine ai venit în platoul. Bine v-am găsit și mulțumim de invitație. Haideți să vedem la ce trebuie să aștepte oamenii, ce urmează, ce forfotiți voi pe acolo, ce organizați. Noi organizăm multe evenimente, dar de data aceasta cred că ar fi bine să ne oprim atenția către festivalul Iași Dansează, un festival cum bine ai punctat, aflat la prima ediție. Noi ne-am încălzit foarte bine înainte, pentru că în ordinea numerelor de pe tricou, astfel că fiecare dintre noi, să zic, are foarte bine definit rolul în cadrul acestui festival, iar cred că cel mai important rol de data aceasta l-are colegul meu Adi Ștefan, el fiind cel care de altfel a ținut legătura cu toți invitații. El este cel care a participat la cele mai multe concursuri la nivel național și a obținut premii, cele mai bune premii. De aici, practic, a și plecat dorința noastră de a crea acest eveniment la Iași, cu atât mai mult cât orașul nostru deține titlul de capitală a tineretului, fiind unul din cei care am susținut îndeaproape acest proiect. Astfel că, coroborând cele două chestiuni, și anume că Iașul deține titlul de capitală a tineretului din România și faptul că îl avem aici pe Adi Ștefan, cel care este coordonatorul trupei de dans The Sky, cel care a participat la numeroase festivaluri, atunci am luat decizia de a pregăti acest festival Iași Dansează, tocmai pentru că am considerat că este momentul ca orașul nostru să fie un reper în tot ceea ce înseamnă partea de dans și atât că am reușit să facem acest lucru prin acest festival Iași Dansează. Adi, ai cuvântul. Povestești tu de la tine tot ce trebuie să știe ieșanul despre acest nou festival care cu siguranță ne va acapara interesul. Da, așa este, cum am punctat și domnul director. Iași, într-adevăr, este un nucleu important al dansului în România. Și din 93 particip la foarte multe festivaluri organizate de, în special de Casele de Cultură a Studenților și mă bucur din nou că acest festival revine puțin, se spune, la Iași, pentru că n-a mai fost făcut de foarte, foarte mulți ani și mă bucur că acum am putut din nou să le recreem aici în Iași, pentru că oferă dansatorilor, oferă celor care dansează pe scenă posibilitatea de a-și exprima ceea ce ei muncesc în sălile de repetiție. Multe ore pe care ei le petrec acolo se finalizează pe scena acestui festival. Vom avea două zile pline în care sâmbătă, începând cu ora 18, va avea loc în sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților festivalul concurs, pentru că este un festival concurs. Iar duminică, la fel începând cu ora 18, va avea loc spectacolul Power of Arts, un spectacol realizat cu toate trupele din Casa de Cultură a Studenților și respectiv câte un moment la trupele de dans invitate din țară și din Iași. Pentru că avem invitați aproape din toate
centrele universitare, de la casele de cultură a studenților, care au trupe valoroase de dans în componența lor. Avem din Brașov, din Cluj, din Ploiești, din Craiova, din Târgu Mureș, din Pitești, iar din Iași îi avem pe cei de la Seul Beat, Belart și Hometown. Trupa de Sky, fiind gazdă, am lăsat, n-am intrat și noi în acest festival concurs, în schimb vom intra cu câteva momente de dans în spectacolul de duminică de la ora 18. Duminică, după spectacol Power of Arts, va fi gala laureaților. Avem un concurs organizat pe 8 genuri de dans. Avem de la dans contemporan, dans show review, caracter, open, dans comic, dans inedit și organizat pe 4 secțiuni, duet, solo, grup și formație, astfel încât participanții să se poată adresa unei plaje cât mai largi, iar publicul să poată beneficia de un spectacol cu totul deosebit și profesionist, pentru că eu, cum am spus și mai înainte, mergând la foarte multe festivaluri în țară, am văzut calitatea dansatorilor și a trupelor care există în centrele universitare și, într-adevăr, acolo e o forță, da? Pentru că sunt foarte mulți tineri valoroși care sunt, să spunem așa, sau copt în perioada facultății și în perioada facultății pot ei să, atunci vârsta cea mai potrivită în care ei își pot dezvolta foarte mult abilitățile acestea artistice. Vom avea, bineînțeles, premii pentru toți participanții noștri. Vom avea și un juriu foarte important. Acolo, la juriu, voiam eu să ajung. Da. Vom avea, bineînțeles, fiind un festival concurs, vom avea și un juriu deosebit. Avem pe președintele juriului, este domnul coregraf Mândruțiu Mihail, care a fost coregraf la opera din Cluj și opera din Brașov și profesor de coregrafie la Liceul de coregrafie din Cluj-Napoca. Avem, de altfel, pe maestra coregraf de la Opera Națională din Iași, Amalia Mândruțiu. Avem pe Cosmin Tătaru, care este un coregraf de street dance, pentru că avem un festival și acest gen de dans și atunci am vrut să aducem specialiști pentru fiecare. L-avem pe Elvis Gache, care este prim balerin la Opera Națională din Iași și, în ultimul rând, pe Cornel Tătaru, care este vicepreședintele Asociației Mondiale de Dans, dar totodată este și 100% un produs al Casei de Cultură a Studenților, pentru că el este și coregraful trupei de dans Elegans, cu care a obținut foarte multe premii timp de 25 de ani pentru Casa de Cultură a Studenților. Așa că concurenții vor avea parte de un juriu calificat, un juriu care nu va fi putea pus în îndoială decizia lor, pentru că totdeauna la astfel de festivaluri cu toții ne mai apreciem evoluția scenică, dar publicul ăsta, juriul care stă la masă, vede foarte clar ce s-a întâmplat pe scenă. Eu invit pe toți ieșinii să vină să participe timp de două zile, începând cu ora 18 în sala Gaudeamus, la care Casa de Cultură a Studenților, la două zile de foc de dans. Deci să înțelegem că Adi e cu partea asta spirituală, așa emoțională, și Bogdan Crucianu trebuie să fie cu partea organizatorică. Și atunci trebuie să ne povestească cum se face intrarea. Că mă gândesc că nu vine așa toată lumea buluc, mai ales după ce nu mai ai voie decât cu un anumit număr de persoane. Sigur, intrarea va fi făcută în limita locurilor disponibile, total de acord cu și bine ai și punctat acest lucru. În schimb, trebuie să subliniem faptul că accesul va fi gratuit, nu va fi perceput absolut nicio taxă, astfel că oricine dorește să participe la acest festival, cu siguranță va avea și posibilitatea să o facă.
Bineînțeles, cu sublinierea de rigoare și anume numărul în limita locurilor disponibile în sala noastră, dar cu toate acestea sperăm într-o prezență numeroasă, sperăm să fim, sala să fie arhiplină și dacă e, cu siguranță vom găsi posibilități ca toată lumea să poată să vizioneze spectacolele pe care cei care vor urca pe scena Casei de Cultură a Studenților le-au pregătit. Cum a pornit ideea? De ce un festival de dans și nu un festival de bartă? Nu știu, altceva, de pictură, de da, orice altceva. De toate. Eu știu că e foarte dotată Casa de Cultură a Studenților. Dar cum s-a trezit, cum s-a născut povestea? Cum am, așa cum am și spus de la bun început, cei de la The Sky și cu Adi aici de față au participat la foarte multe evenimente, practic toate cluburile de dans ce activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților au participat la mai multe evenimente la nivel național de-a lungul anilor, au obținut premii, numeroase premii și atunci am spus dintr-o mândrie locală, dacă e și privim lucrurile așa, am considerat că este momentul ca noi să fim cei care organizăm acest festival de dans Iași Dansează, să invităm noi de data aceasta pe cei din țară, să ne punem în valoare trupele de dans, cei care activează pe plan local și, bineînțeles, așa cum am spus-o, faptul că deținem titlul de capitală a tineretului din România a fost momentul în care am considerat că ar trebui să debuteze acest festival de dans. Deci, practic, Desca e vinovat pentru toată povestea asta. E un nucleu, spuneam că Iași, într-adevăr, este un nucleu foarte important al dansului. Sunt foarte multe trupe valoroase existente aici. Și este foarte binevenit acest festival pentru că odată îi putem aduce spectatorii să poată vedea profesionalismul celor care activează în orașul lor. De altfel, cu ocazia asta le deschidem puțin apetitul și pentru dans, că de ce nu, din punctul meu de vedere, toată lumea ar trebui să danseze oriunde sau să facă cursuri de dans. Dar mai are timp lumea în secolul ăsta al vitezei să danseze? Tocmai asta e problema, că nu are, dar noi trebuie să încercăm să îi aducem către artă, pentru că arta este cea care nobilează sufletul, toate celelalte activități doar le materializăm și atâta tot. Și bucuria principală este atunci când faci o formă de artă, indiferent care. Mai avem, din păcate, doar 3 minuțele și aș vrea să mai vorbim despre ce se mai organizează în paralel sau în perpendicular sau în după acest festival. Ce mai e? Ce surprize ne mai pregătește? Pregătim foarte multe. Încă nu ne vom opri aici la acest festival, deși urmează perioada de vară, perioada concediilor. Cred că e important să subliniez și vă mulțumesc pe această care mi-ați oferit posibilitatea de a invita pe studenți să se înscrie în programul național de labire studențești. Am fost, așa cum am și prezentat de altfel, 1032 de locuri, sunt pregătite pentru tinerii, pentru studenți, au posibilitatea de a merge la mare sau la munte, de altfel am și început discuții deja pentru Sinaia, Costinești, Eforie Sud și Vama Veche. Îi invităm cu această ocazie pe toți studenții să se scrie la universitățile de stat. Bineînțeles, pe cei care sunt integraliști, să subliniez și acest lucru și să se bucure de acest program național de tabere studențești organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar Casa de Cultură a Studenților este cea care practic vine și pune la dispoziție tot ceea ce înseamnă această, să zic, relație directă cu operatorii economici acreditați de altfel de către Ministerul Tineretului și Sportului. E un lucru, să zic, perioada de vară, iată că mulți studenți și colegii mei referenți vor fi mai mulți prezenți pe litoral sau la munte. Ce bine de ei! E mai, să zic, e o parte mai, în care se mai pot și relaxa, dar să știți că ei acolo sunt la serviciu pentru că au de făcut partea de cazări, răspund pentru tot ceea ce se întâmplă în perioada în care ei fac parte din comandamentele de tabără, dar până una alta, încă o dată, cred că dați-mi voie să invit pe studenți să se înscrie în acest program național de tabere studențești, pentru că anul trecut au rămas câteva locuri neocupate și e păcat să nu fie ocupate.
Și revenind acum la povestea cu Ia și dansează, ca să încheiem așa circular, ce și-a propus, ce și-au propus organizatorii? La câta ediție va trebui să ajungă? Nu ne-am propus încă nimic, vă dați seama, e prima ediție, sunt foarte multe lucruri pe care probabil le vom scăpa în această primă ediție, sperăm păi, să cât mai puține. Trebuie să mai existe și altele. Da, și bineînțeles, noi am vrea să facem acest festival în anual și să-l ducem mai departe, astfel încât să creăm o tradiție, dar momentan ne concentrăm foarte mult pe această primă ediție și sperăm să iasă foarte bine atât pentru public cât și pentru invitații noștri. Dar eu iarăși plusez și mă gândesc că peste vreo 10 ani ar putea deveni chiar internațional. Poate mai repede. Da, poate mai repede. Poate mai repede, sigur. Eu am zis așa, să fie peste 10 ani ca să aveți timp să le puneți pe toate. Ne-a ridicat deja ne-a ridicat să zic minge la fileu. Exact. Așa? Corect. Și o să, cu siguranță, vom ține cont și de acest aspect, încât festivalul acesta să ajungă unul la nivel internațional. Vă mulțumesc tare mult amândurora pentru că ați acceptat invitația mea de astăzi și v-ați rupt din timpul prețios, mai ales că mai sunt doar câteva zile până, de fapt nu mai sunt câteva, mai sunt câteva ore, așa, da. Până la startul festivalului. Vă doresc mult succes, fie mulțumesc. Să vă iasă exact așa cum vă doriți și sările să fie arhipline în fiecare seară de festival și să ne auzim aici, nu peste un an când va fi următoarea ediție în niciun caz, ci imediat ce mai aveți câte un proiect interesant, pentru că mereu se întâmplă câte ceva, așa cum spuneam acolo la Casa de Cultură Studenților. Mulțumim frumos și te așteptăm și pe tine în egală măsură să te bucuri de ceea ce noi pregătim acolo. Și dumneavoastră vă mulțumim, dragi telespectatori, și vă lăsăm, așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi, în compania unor momente inedite de aseară de la gala de deschidere a Festivalului Serile Filmului Românesc, care a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Le urăm succes organizatorilor, îi felicităm pentru tot efortul depus și ne bucurăm alături de Andrei Giurgea și colegii lui în fiecare an de Festivalul Serile Filmului Românesc. Rămâneți alături de noi. Noi ne revedem și săptămâna viitoare, până atunci să aveți o minte aspră și o inimă blândă. Sunt Laura Cristiana Hulubei, rămâneți alături de Iași TV Live. La revedere!